Bă, ce... Bă, ce s-a auzit? Bro. Bă, nu mai deschid ușa aia, să mă am ce. Eu ies pe geam. Andrei. Ce? Andrei. Ce ai ferit? A luat tura asta. Mă, și sperii, ești nebun. S-a oprit. Bro, s-a oprit. Bravo! What the fuck? Bă. Ați auzit aia? Ok. Ok? O să încerce și Andrei. What the fuck? Bro, ați auzit aia? Niște pași, cum ar fi. Da, ca niște pași. Apropie-te de acel dispozitiv. În 3, 2, 1. Nu cred. No way. No way asta. Bine m-am găsit la un nou vlog horror. Am văzut toate mesajele voastre în care mi-aș cerut să mai fac clipuri de genul acesta. Suntem în Craiova, la o grădiniță părăsită și suntem gata să intrăm. Dacă mai vreți vloguri horror, pentru că am bătut drumul până la Craiova pentru acest vlog, haideți să facem peste 3000 de like-uri. Asta e grădinița împărțită în 3 corpuri. Nu-ți dai seama că aici se jucau copiii înainte? Practic aici se jucau copiii mici înainte. Uite cum arată asta, dă-te încolo de aici. Bă, ai grijă, ai grijă. Da, era să mă lovesc, era să mă lovesc. Plin de doze, efectiv. Trebuie să avem mare grijă pe jos să nu ne înțepăm în ceva. What the fuck, cum e? Bro, ai grijă. Urcăm la etaj în momentul de față. Păi, ușa deschisă? Ușa deschisă, what? Desenele, vezi că e la grădiniță. Da. Haide, primul, du-te. Eu? Da, tu, du-te primul. Mă duc eu, mă. Doamne, câte chestii pe aici, uitați-vă și voi. Bă, nu vreau să rămân ultimul. Nu merge, nu e curent. Uitați-vă desenele astea pentru copii și pe sus. Uzi, ce la Catball? Pentru a comunica cu spiritele care sunt prinse între viață și moarte. Când Catball-ul se va aprinde, vom primi acel semnal din partea lor. Hai să mergem în față. Oh my god. Bro, uite cum sunt astea mici. Gen, sunt vecinii. Nu cred. What? Ce cu WC-urile astea așa mici? Vezi că aici se face... Aolo! Bă, what the fuck? M-am lovit de asta. Vai, e un fric de mori. Blonda Cami. Cine e Blonda Cami? Oh my god. 2010? 2013? Desene de alea de sataniști nebuni. Bro, e creepy as fuck. Ce naiba e chestia asta? Bă, ce? Bă, ce s-a auzit? Bro. Bro, tu ai făcut? Unde-i prietenul tău? Unde e ăla? Tavi? Era spatele meu. Bă, nu mai deschid ușa aia, să mă am ce. Eu ies pe geam. Tavi? Bă, unde-i Tavi? Bro, încearcă să ne sperie. Bă, termină! Deschide-mă ușa aia. Nu deschid. Bă, Andrei, deschide-mă. Deschide tu, Andrei. Doar trage de aia. What? S-a auzit că vorbea cineva. Andrei! Ce? Andrei! Ce ai fere? A luat ura asta, bă! Mă, și sperie, ești nebun! Vere! Bro, a început aparatul să ia razna, vezi? Doamne, ce m-ai speriat! Bro, ia, îndepărtați-vă de tot! Aruncați telefonul! Bro, este vreo entitate aici? Dacă ți află o entitate aici, poți duce beculețul? Bă! S-a dat beculețul galben, ai văzut? Închide beculețul! Bro, bă, Tavi! Termină! Bă, Tavi, pe bune! Bro, sau... Tavi! Gata, Tavi, gata! What? Ce? Păi vezi că acum s-a oprit? S-a oprit! Bro, s-a oprit! Bravo! What the fuck? Bă, Tavi! Bă, Tavi, ești retardat? Tu faci cu astea? Bă, deci până acum aia s-a mișcat. Bă, da, exact! Da. Și după când te-ai întors, da, s-a oprit! S-a oprit! Ok, deci în camera asta e clar activitate. Deci clar e activitate Doamne, în camera e fix asta. În zona asta unde se dă căldura, cred că. Deci fix în camera asta se află activitate. De ce? Nu știu. Uite, nu știu dacă știți. Când murea cineva în familia voastră, rămânea cavoul 3 zile în casă. Mai țineți minte, da? Acum nu mai este așa. Toate oglinzile se acoperau cu o pătură. O să-mi dea dreptate și băieții pe comentarii. De ce? Pentru că se spune că oglinda atrage diavolul. Așa se spune. Oglinda este portalul către spirite. Este metodă înseamnă să fiu legat la ochi, cu căștile în urechi și cu spirit box activat. Voi mă întrebați niște chestii, voi vorbiți cu spiritul copilului, cu entitatea și el va răspunde prin mine. Ce aud eu în căști, aia vă voi spune vouă. Tavi, ai vrea să încerci? Hai că încerc. Gen, pur și simplu, stai așa și noi te întrebăm practic pe tine. Zicem, bă, ce s-a luat aici? Și tu o să, tu ce auzi acolo? Ne spui nouă. Hai să stăm la ușă. Da, după ușă. Pentru că dacă s-ar afla cineva aici, după ușa ar putea să vorbească mult mai bine și mult mai creepy. Haide, Tavi, mergem aici. Vedeți că a fost bătută în balamale, nu? Deci ceva s-a întâmplat aici. Bă, ați auzit aia? Ok. Pe bune, gen, nu a făcut nimeni, nu? Nu, mă, că... Pe bune? Ce mă speria? Nu mă speria, nu. What the fuck, bro, I swear to God. Se aude, na? La cameră, ca să nu... Da, se aude. Bun. Tot ce auzi, spui.
cu voce tare. Dacă se află cineva în această locație, poți să te folosești de prietenul nostru, de dispozitivul de prietenul nostru ca să vorbești. Ok. Jură-te. Vrem să știm dacă se află un suflet de copil aici. Da. Bro, bro. Nu are cum să ne audă, are alea date la maxim. Ia-ți vorbește mai încet un pic. Dacă se află un suflet de copil aici, vreau. Ok. Care este numele tău? Ne poți spune numele tău? Ana. Băi, și... Bro, bro, aia, bro. Calmează-te. Davi! Orice ai auzi acolo, trebuie să spui în permanență. Vrei să încerci tu? Aș încerca și eu după aceea. Trebuie să încerci și Andriro, ok? O să încerci și Andriro. What the fuck? Bro, ați auzit aia? Da. Niște pași, cum ar fi? Da, ca niște pași. Deci eu îmi pun asta, da? Da, păi iasă. Bagă-ți-le bine, da? Da. Deci orice auzi, chit că nu întrebăm nimic, tu ce auzi acolo, chit că nu înțelegi ce zici. Ar, ar, ha, 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 ha. Andrei, ne auzi? Andrei, stai puțin, Andrei. Andrei, stai că, mama, e unul ca unul cu fel. Ok, nu ne aude. Dacă se află cineva aici, poți să te apropii de prietenul nostru, Andrei? Ne poți da un semn? Nu. Ok, și el nu face. Crede-mă că eu am încredere în Andrei. Suntem foarte prietenoși. Vrem să te ajutăm. Noi suntem toți aici ca să te ajutăm. Ok? Nu. Wow, nu vrea să-l ajutăm, Pare să fie ceva, nu am voie să zic, dar știți la ce mă refer, nu? Vrei să plecăm de aici? Da. Wow, a zis da? Și s-a aprins ăla, da? Vrei să vorbim în șoaptă? A. Te doare ceva? Putem să te ajutăm cumva? Nu înțelegi. Apropie-te de dispozitiv, apropie-te de Andrei. Îți este frică să te apropii de acel dispozitiv? Da. Și Andrei nu glumește. Dispozitivul din față nu-ți face niciun rău. Nu o să se întâmple nimic. Așa poți vorbi cu noi și noi te putem ajuta să-ți găsești calea către lumină. Apropie-te de acel dispozitiv. În 3, 2, 1. Nu cred. No way. No way asta. Da, asta chiar. Nu e posibil așa ceva. De asta n-ai cum să o fake-uiești. Foarte bine, mulțumim foarte mult. Nu suntem oameni răi. Suntem oameni buni. Oameni cu credință. Vreau să atingi mingea în 3. Wow, ok. Foarte bine. Mulțumim foarte mult. Wow. Aia e foarte puternică. Când începe să fac așa e foarte puternic. E semnal foarte puternic. Vrem să te mai întrebăm o singură chestie după care te vom lăsa. Este în siguranță să ieșim din această școală? Da. Ok. Bun, vom ieși în acest moment vom ieși din școală. Înainte de a pleca, nu ai voie să ne urmărești orice s-ar întâmpla. Stai, calmează-te, sunt... Ok, îmi speri. Ok, dă-ți aia jos. Bro, habar nu ai că te s-a întâmplat. Habar nu ai. Tot ce ai spus a avut logică. L-am chemat lângă tine, a început să se ia razna rău de tot. Haideți, să mergem. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, cel mai probabil o să-ți placă și cel de pe ecran. Așa că merită să te uiți.